Săptămâna trecută au început controlele în școli. Până în momentul de față au fost verificate 75% din unitățile de învățământ. Controlele se vor finaliza pe 3 septembrie, în condițiile în care școala începe pe 13 septembrie. Până astăzi, 31 august, au fost verificate 75% din unitățile școlare din județ. Pentru prima dată am solicitat să se verifice și modul de conformare la măsurile dispuse anul trecut de către comisiile formate prin ordinul prefectului. De altfel, sunt destul de multe unități de învățământ care se află în plin proces de reabilitare și care nu se poate finaliza până pe 13 septembrie, motiv pentru care activitățile didactice vor fi încurcate. Este vorba despre Liceul Teoretic Dr. Mihai Ciucă, școala din Sulița și școala din Panaitoaia. La Dobârceni, noua grădiniță a fost pur și simplu lăsată în paragină. Mai sunt unități școlare pentru care nu a fost semnat procesul verbal de recepție. Este vorba despre grădinița de la Românești, Albești și Liceul Tehnologic de la Vlăsinești. Ce aș putea să vă spun pe ceea ce s-a verificat până acum, că există probleme. Dintre cele mai importante sunt lipsa verificării surselor de apă pentru seaptea aparatului sanitar de funcționare. Există lucrări de reabilitare ce se vor finaliza după începerea anului școlar, ceea ce va putea să ridice probleme pentru derularea activităților didactice. Sute de elevi din mediul rural sunt încă nevoiți să meargă la toaleta din fundul curții. Mai avem încă școli care au toalete exterioare, este vorba de Brocșteni și Cucuteni în comuna Dunești și un corp al liceului de Ștefănești și în comuna Crușești. La Blândești, grupul sanitar a fost afectat de alunecări de teren. Este folosit un al doilea grup sanitar, la care este o distanță destul de mare de școală. În comuna Durnești, Ștefănești, Crușești, Dobârceni, Blândești. Există școli cu surse de apă cu debit insuficient, care au puțuri proprii, dar debitul de apă este insuficient în comuna Dângeni, în Blândești, în Săveni. Cele care au rețea locală de apă, tot cu debit insuficient, în zona Manuleasa. Aceste controle efectuate de echipele mixte au scos la iveală probleme grave în unitățile de învățământ. De exemplu, în unele școli se foloseau frigidere neconforme pentru păstrarea laptelui și a cornului. În unele unități școlare am descoperit frigiderele care ar trebui să păstreze cornul și laptele, frigidele care sunt uzate, li s-a adus la cunoștință celor din care conduc aceste școli să ia măsuri până la începutul anului școlar să le schimbe. În ziua de astăzi, la 2 săptămâni până la începerea noului an școlar, sunt unități de învățământ fără asistenți și fără medici. Avem foarte multe unități școlare în care, deși avem anumite spații amenajate pentru cabinet medical, nu avem personal medical. După discuția pe care am avut-o cu domnul premier în acest weekend, noi am susținut că ne dorim în fiecare unitate școlară să avem măcar un asistent medical școlar, chiar dacă nu reușim să avem medici peste tot, în toate unitățile școlare. De exemplu, în campusul școlar Crușești există un spațiu pentru cabinetul medical școlar, dar fără personal medical. Autoritățile botoșenene caută soluții urgente pentru rezolvarea acestor probleme și pentru un început de an școlar cât mai conform și fără probleme.